Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Ne aflăm într-o livadă de prun, în raionul Strășeni. Aici, împreună cu echipa Sezon Agricol, efectuăm lucrările de tăiere în verde, deci prun, soiul Top Hit, portaltoiul Mirabolan 29C. Și deci, ieri a fost o furtună destul de mare, niște ploi torențiale, slava Domnului, fără grindină, dar a făcut un pic de ravagii. În această livadă vreau să vă arăt un lucru și să vă atenționez ce înseamnă când plantezi un pom fără un tuture, fără un suport, un sprijin. Deci, mai puțină vorbă și mai multă treabă. Hai să vedem. Deci, iată așa arată un pom plantat fără un sistem de sprijin. Deci, așa de aici o să vedem mai bine. Fără un sistem de sprijin și vedeți cum și-a făcut aici loc acest pom. A fost clătinat destul de mult de vânt și dacă să ne uităm, intră cu ușurință și patru degete în această gaură. Ce se întâmplă atunci când se formează așa o gaură în jurul pomului? În primul rând, bineînțeles că pomul nu mai este bine fixat în sol și este clătinat, riscă să și se rupă. În al doilea rând, la fel de grav, este faptul că din această gaură se evaporă umiditatea din sol, deci nemijlocit umiditatea din jurul rădăcinilor, din jurul pomului, se evaporă prin această gaură. Iarăși din cauza că pomul nu a fost fixat, nu a fost legat, nu a avut un țăruș, un par alături de el ca să stea fixat. Și deci avem ceea ce avem. În cazul acesta este foarte binevenit să venim și să tasăm solul în jur ca să închidem această gaură. Deci practic peste tot avem așa situație. Deci din cauza vânturilor acest pom a făcut acea gaură în jurul tulpinii prin care se evaporă umiditatea. Deci vedem și aici același lucru. Deci iată așa umblă pomul. Este foarte importantă și această poziție la plantarea pomului cu altoiul spre nord. Deci aici avem portaltoiul. Aici vedeți, el a fost retezat. Aici din această parte a fost făcută altoirea și acesta este deja altoiul care crește din portaltoi. La plantare este foarte important ca cu acest altoi să fie direcția nordică, deci încolo este nordul. Hai să privim așa. Deci așa noi privim spre nord. Din ce cauză? Fiindcă această sudură în primii ani de dezvoltare a pomului este foarte fragedă, anume sudura aceasta de altoire. În cazul în care, și bineînțeles că cel mai frecvent vânturile mari sunt din partea nord-sud, direcția nord-sud. Deci, în caz că era să fie plantat invers, acest pom la sigur nu rezista vânturilor care au fost zilele trecute și se dezbina aici din locul sudurii. Dar din cauza că altoiul privește contra vântului, el opune rezistență vântului și aici sudura nu se rupe. Chiar și acum, dacă să ne uităm, deci uitați-vă care este direcția altoiului spre nord și acum dacă să ne uităm, vedem foarte bine după frunză că vântul bate dinspre nord. Deci cel mai des, cele mai puternice vânturi bat în direcția nord-sud. Și deci, cum vedem la toți pomi, toți pomii sunt plantați în așa fel, ca să nu fie rupți de vânturi puternice. Chiar și aici, la fel, aceeași situație.
Din păcate, sunt și așa cazuri atunci când nu se respectă sau când sunt neglijate metodele de protecție. Deci, în urma vânturilor puternice, acești pomi tineri de cais au fost rupți și au fost rupți de la altoi. Deci, sudura între altoi și portaltoi nu a rezistat. Și, deci, cum vedeți, avem așa o imagine, livadă de cais. A fost o furtună foarte mare. Pomii au fost purtați pe câmp. Deci au fost rupți din sudura pomului. Așa. Încercăm să găsim unde a fost acest pom. Acest pom a fost cam pe aici, dar nu se mai vede deja locul unde a fost el rupt. Încercăm să găsim și aici urmele pomului. Iată, deci, urmele unde a fost acest pom. A rămas doar portaltoiul. Așa. Doar portaltoiul a rămas de la acest pom. Și iată așa imagine avem. Din păcate, pomii nu au un sprijin, nu sunt fixați, legați de un par, de un tuture. Deci aici, iarăși să ne uităm, a fost rupt, se mai ține un pic, dar deja nu mai salvezi. Deci iată așa o situație. Iată cais, 2 ani de la dezvoltare, pomul a plecat. Deci iată așa arată livada atunci când sunt neglijate tehnici, tehnologiile, când pomii au fost plantați fără un suport. Deci, aparent ar fi niște lucruri nesemnificative, niște lucruri mărunte, dar care au o importanță foarte mare. Poziția la plantare a pomului, direcția altoiului nord și un suport, un tuture care va sprijini pomul nostru și nu-i va permite să osceleze din cauza vântului, formând această gaură în jurul pomului, din care se evaporă toată umiditatea prețioasă pe care o adunăm pe timp de iarnă sau în urma ploilor. Deci, cam atât am vrut să vă zic eu astăzi. Abonați-vă acestui canal, puneți un like, dați o distribuire, fiindcă pe voi nu vă costă nimic, iar mie mi este plăcut. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!